trăirile personale autentic și ne ajutăm să fim împreună cu adevărat, nu putem intra în depresie toți deodată. Măcar unul este altfel și ne poate scoate din starea respectivă. E nevoie să fim mai mulți. Unul singur este foarte greu. Deci, cartea în sine merită citită un pic și ca simbol, și ca mesaj, și ca un îndemn în momente grele, apropo de ridică și mergi. Mulți dintre cei care i-ați citit cărțile știți bine că vorbește despre ai săi, vorbește despre familie foarte mult, povestește mult despre familie, povestește despre colegii de zbor, despre câini, dar și despre prietenii lui. Ridică-te și mergi. Inițial am avut plăcerea să intru în conversație cu Mihail Sârbu, prietenul său de la Salvamont. Inițial se chema într-un alt mod, intenționat să se cheme, iar la sfârșit, chiar în ultimele zile, a decis să se cheme Ridică-te și mergi. Vă mai citesc un fragmentel. Vezi tot ce se întâmplă? A spus Mike. Să zaci așa în zăpadă. N-are ce să se întâmple, am spus. Nu cu Salvamontul lângă mine. Toată lumea așteaptă Salvamontul. Asta e prostia care te costă cel mai mult, a spus Mike. Și ce? Am întrebat. De ce? De asta sunteți făcuți. De asta primiți schiuri Dyna Star. De asta aveți hăinuțele astea în portocalii minunate. Nu fi tâmpit, a spus Mike. Muntele e mare și noi suntem puțini. Trebuie să faci ce se poate până vine Salvamontul. Adică, ridică-te și merge, a spus Mike, când mai poți face asta. Și de aici, toată metafora pe care el a dezvoltat-o mult mai mult. Vă mai citesc un fragment despre prietenie și atunci ne lămurim mult, foarte mult despre imaginea lui pe care o avea. Nu-l întreba pe pilot, a zis Mike. Pilotul are tot felul de prieteni ciudați care îl îndeamnă să facă chestii și mai ciudate. Prietenii mei sunteți voi, am spus. Prietenul lui e Platon, a comunicat Mike doctorului. Platon a fost prietenul meu ieri dimineață, am spus. În dimineața asta, prietenii mei sunteți voi. Uită-te la el, m-a arătat Mike cu degetul. În fiecare dimineață alt prieten. Groaznic, a spus doctorul. Hai să vorbim despre prietenii pilotului, a hotărât Mike. Să vedem ce crede el despre chestia asta sfântă, prietenia. De Cerval a fost imediat de acord. În regulă, a zis. N-am reușit să discut niciodată cu pilotul treaba asta. Care treabă? M-a întrebat. Nu fă pe prostul, m-a indignat Mike. Ce înțelegi prin a avea un prieten? Tu care îți schimbi prietenii în fiecare dimineață. Să ne spună ce crede despre prietenia dintre un băiat și o fată, a zis De Cerval. Cel mai bun prieten al omului e câinele, am spus. M-am ridicat de pe patul cu patura verde și m-am dus în patul în care dormea Barry al patrulea. I-am cuprins în brațe căpățâna și m-am îngropat în fața în blana aldeasă și am tras adânc în piept aer fierbinte cu miros pătrunzător de San Bernard. Ei bine, am spus. E chiar foarte bine. Cu Barry am fost prieten ieri dimineață și sunt și în dimineața asta. Și o să fim prieteni și mâine dimineață. La aviatori, o prietenie veșnică durează 3 dimineți, a explicat Mike lui DeGeval. Așa se pare. Altceva nu ne mai poți spune, pilot? Ah, am o grămadă de lucruri. De exemplu, dacă prietenul tău greșește odată, e vina lui. Dacă greșește a doua oară, e vina ta. Profund, a spus doctorul. Proverbul arab, am explicat. Nu cred că ai mulți prieteni dacă te ții de proverbul ăsta, a spus Mike. Am ridicat din numeri. N-ai de unde să știi cum e în Arabia. Chiar, a zis Mike, care nu renunța ușor la ideile lui. Câți prieteni ai? M-am gândit puțin, am socotit pe degete. Nu prea mulți. Vezi, a spus doctorul. Nu sunt de acord cu tine, a spus Mike. Cu mine sau cu pilotul? A întrebat de ceva. Cu pilotul, a răspuns Mike. Nu sunt de acord cu pilotul. Slavă Domnului! Am spus, slavă Domnului că nu ești de acord. Unde am ajunge dacă am fi toți de acord? La echilibrul râvnit, a zis Mike. La stagnare, am spus eu. Echilibrul nu e atunci când ai fix atâta negru cât ai alb.
Echilibrul e când una din părți devine atât de puternică încât le domine net pe celelalte și atunci lucrurile merg încolo de mână partea cea puternică. E clar, a spus Mike. Pilotul s-a pilit. Nu credeam că ești terminat din două pahare de grog. Am râs și am plâns cu poveștile lui Doru. Așa se întâmplă. Dar bucuria cea mai mare pe care o am și probabil, nu știu dacă vă mai amintiți cât dintre voi ați citit Micul Prinț. Da. Vreau să vă spun și vă recomand să o căutați. Aici scrie că a fost difuzată în 40.000 de exemplare. Făcând așa un calcul, cărțile lui Doru se învârt în 350.000 de exemplare. Ar trebui să mai fie. Asta este în 40.000 de exemplare, așa spunem, și este prima ediție. Vă rog să mă credeți că nu poate fi ceva mai sublim decât insula misterioasă, insula nevăzută. Este o carte editată la editura Ion Creangă și nu știu de ce n-au reeditat-o, nu știu de ce n-au tradus-o. Exact. Pentru că este atât de... Dacă vreți într-adevăr să faceți un cadou unei persoane pe care o iubiți cu adevărat, nu contează ce vârstă are, citiți-i Insula Nevăzută. E o poveste pe care Doru, o întâmplare, probabil o săptămână, nu cred că mai mult de o săptămână, pe care o trăiește cu nepoata lui, Liliana. Și aici apar, bineînțeles, și copiii Ștefan și Irina, care acum sunt arhitecți pe undeva prin Europa. Dacă tot vorbeam de copii, și ei au fost foarte interesanți în această relație pe care am avut-o, pentru simpla idee că, vă spuneam, noi eram exact în etapa care descoperea frumusețea fizicii neliniare. Și el era, cumva, într-un fel sau altul, partenerul, că prin el descopeream alte lumi și alte zone, dar în principiu aveam copii care, fără să vreau, stăteau pe lângă noi, la întâlnirile noastre. Fata mea era cam de aceeași vârstă cu Ștefan. Și stăteau cu toții și ascultau poveștile de seară, atmosfera mea era un fel de cenaclu în familie. Ștefan cocheta cu partea de... avea talent și cocheta să meargă la arhitectură. Astat era un personaj foarte trecut, foarte introvertit. Stătea într-un... Trebuia la un moment dat, oare ce-o fi mintea lui de stând de atâta timp și nu spune, totuși, să încercăm să vedem, poate exagerăm pe lângă el cu fel de fel de informații, pe lângă ei, cu toți, că toți erau copiii noștri. Dar, la un moment dat, intră la facultate, evoluăm, ajunge prin anul 2 și, în perioada respectivă, am descoperit prin el Clubul A. În perioada înainte Revoluției, Clubul A în București era singura zonă de deschidere deosebită, era Clubul de Arhitectură. Era o atmosferă de reimaginat. Noi din Politehnică, când am dus prima dată și am văzut cum poate să fie un club în care tot patronat numai de studenți, în care geometria variabilă a clubului făcea ca să transforme câteva minute într-o sală de spectacol, într-o sală de bar, prin niște scaune de geometrie extrem interesantă, care formau puse unul altul un fel de ornament, care era designul exteriorului sau devenea imediat spațiu de așezare sau de mese. Pe spațiul respectiv, studenții își cumpărau din bani din buzunar, cumpărau de la alimentarea fel de fel de elemente pentru, mă rog, o băutură recoritoare, niște alune, niște biscuiți și alte lucruri și pe acelea le revindeau la același preț celor din jur, fiecare făcând asta prin rotație. Deci era, într-adevăr, o atmosferă extraordinară. Și ce se întâmpla acolo? Nu trebuia să vină prea mulți profesori, pentru că era autonom, printre puținele situații de revoluție cu care era totul condus de studenți. Studenții se povesteau între ei experiențe. Experiențe arhitectonice. Mulți dintre ei, mai rar, unii care aveau părinți în anumite poziții, mergeau prin străinătate și veneau cu poze, cu diapozitive. Nu era tehnologia, era pe diapozitive. Și povesteau arhitectură și povesteau între ei aventura descoperirii arhitecturii și a lifestyle-ului diferite zone. Spectaculos. Atunci m-a invitat și prima dată persoană, cum îi spuneam noi, Ștefan, să țin un curs. De ce vorbeam eu cu tatăl lui în zona asta de gândire mai elevată. Și mi-a făcut un afiș. Și acum îl folosim ca simbol. Este un afiș excepțional de deosebit, un simbol extraordinar. Și titlul pe care l-a pus el, nu l-am pus eu,
al întâlnirii pe care el a mediat-o cu studenții, cu prietenii lui, a fost privește afară în jurul tău. Și am încercat să arăt cum să poată privi afară în jurul lui. Dar de fapt era imaginea. Imaginați-vă că a esențializat într-o formă grafică, primul rând, o mică zonă din casa pe care o aveam atunci, în apartamentul, care nu era prea banal nici el, în sensul că noi am fost puțin mai afe decât restul mediei. Am scos masa din sfragerie, ceea ce pentru părinții și bunicii noștri a fost o chestie absurdă, că n-am înțeles unde e masa din sfragerie. Ne-am schimbat cu tot, am pictat asta prin 81-82, am pictat pereții cu culori foarte intense. Și pe unul din ele era deja un fel de pictată cărămidă. Din toate chestiile astea, el a luat niște imagini și a compus o cameră în care pe pereți așa trebuie să strevețăreau simbolul din discuțiile noastre. Cum l-a reușit să le imagineze, o să vedeți poza, că o să o pun mâine pe internet. Și, de fapt, toată drumul ca să ajungi la camera respectivă provenea dintr-un număr de aur, dintr-o spirală de aur, pentru că, de fapt, asistase la nașterea volumului tridimensional, care era discuția pe care ne-o preocupa în momentul respectiv, extinderea în spațiu tridimensional a secțiunii de aur. Deci, cum să spun, dacă le oferim copilul spații de genul ăsta, în care pot să absorbă lucruri foarte diverse, fiecare va metaboliza sub forma lui și va pune într-o formă de prezentare specifică, unde să-i spunem noi cum să facă. Și să aibă din ce să lucreze, din ce să combine, din ce să creeze. Așa că orice întâlnire în care părinții și copiii discută și nu se spune, ia mergeți voi camera voastră, că nu avem de discutat, este o șansă pentru copiii în viitor. Pentru că se adună și o legătură între părinți și copii, și în același timp și copilul, bineînțeles, dacă discuțiile sunt de calitatea respectivă, asta este problema, așa, reușesc să absorbă mai mult decât cu trebuie sau fă sau de cu lecții de acest gen. Amândoi, și Irina și Ștefan, au fost niște copii care au absorbit foarte, foarte multe lucruri și acum am uitat pe pagina, dacă vedeți pe Ștefan, pagina pe Facebook, Ștefan Davidovici, o să vedeți pagina lui de arhitectură de la Milano, să vedeți simbolistica pe care o are, mâna pe care o are, se simte că a acumulat foarte multe lucruri de filozofie, de gândire și de deschidere în perioada asta de copilărie și contează foarte mult. Și la ce măsură și Irina? Pe Irina nu am văzut încă lucrările, dar o să fiu atent mai departe. Cred că e bun. Da. Aceasta este desmințire la mit. Este... Okay. Scuzați. Desmințire la mit, volumul de poezie pe care colegii de la Bărăganu prin 94 l-au publicat cu cheltuielile, pe cheltuielile lor. Iar aici avem un lucru cu totul și cu totul deosebit. Unul dintre avioanele pe care Doru a zburat, 1120, pe care el în cărțile lui o găsim Bătrâna Doamnă. Este un MiG-21, care acum se află la Muzeul Aviației, tot datorită unor băieți inimoși care au zis nu, ăsta nu poate merge la Mafia Veche, nu. Și au avut tăria de a face demersurile ca să... Și cu această ocazie, pentru că suntem aici la Bătrâna Doamnă, vă fac cea de-a doua invitație pentru cei care vreți să continuăm povestea. În sâmbătă, 7 martie, ne întâlnim la ora 10:45 la părțile Muzeului Aviației ca să continuăm povestea despre Doru și avioanele lui. Dar eu aș vrea să mă întorc totuși la copilărie, pentru că am citit cu atâta plăcere această insulă nevăzută și nu trebuie să trecem peste una dintre fragmentele pentru care... El practic și-a petrecut vacanța, o mică vacanță cu una dintre nepoatele lui Liliana. Și imaginația a avut via liberă. E greu de imaginat că un ofițer care... Tocmai de asta vă ceream să încercăm să definim puțin ce înseamnă pilot de vânătoare. Adică să iei deciziile în fracțiuni de secundă, să zbor cu 900 de kilometri, peste 900 de kilometri la oră, la înălțimi foarte mari, și totuși să ia această sensibilitate și să scrie o carte pentru copii.
Și fragmentul pe care este chiar unul deosebit. Ce face aici, domnișoară? Am treabă, a răspuns scurt Liliana. Te rog să nu mă deranjez. Scuză-mă, m-am pocăit. Aș vrea să știu ce treabă ai. Îi mulțumesc soarelui. Mi-a explicat instruita mea nepoată. Și s-a pornit să ture. Că e rotund, că e cald, că e înțelept, că ne dă lumină și căldură, că nu rămâne mare, că iese de acolo și alungă noaptea și face să crească fructe și pomi și... O ascultam cu gura crescată. Avea dreptate. Soarele era rotund și ne încălzea, dar să te apuci să-i mulțumești pentru asta? Precis că Ringo a băgat toate astea în cap. M-am gândit și am fugit înapoi pe scări. Exact ceea ce subliniai mai devreme, apropo de frumusețea de a vorbi cu copiii și pentru copii. Vă mai fac o înșiruire de nume și ca să nu vă plictisiți, totuși aș vrea să începeți să puneți și întrebări, să ne, și în măsura în care reușim să și răspundem. Și zic, Dex, Tiu, Hans, Step, pictorul, poetul, arhivă, veteranul, Fuzi, Noie, Zeț, Ciriboi și câți ori mai fi. Ce vă puteți imagina că sunt toate aceste nume? Nu, câinii au fost mai devreme. Câinii au fost mai devreme. Deci, de pilot. Exact. Colegii de la exact. Da. Deci, ei sunt obișnuiți, apropo de obiceiurile pe care le au și mai au ca un alt mod de a boteza. Se botează ei între ei piloții și botezul ăsta l-au toți, așa cum l-au marinarii când trec peste Ecuator. Și Simona Măierean. Simona Măierean. Prima femeie pilot de supersonic. Ah, te rog frumos, hai. Spune-le și vă. Cred că m-am întâlnit toată lumea. Da, deci este prima femeie pilot care a zburat pe MiG, care? 21 Lancer A. Da, deci. Și tot la Borogam. Nu, a zburat la Borogam, că nu se făcea. Se făcea trecerea la, în serie la Bacău. Cogolișa? Nu, la Bacău și acum Bacău nu mai e. Ok, mulțumesc. Deci Simona Maierani este prima dintre femeile care zboară pe MiG. O găsiți și pe